La 22 martie a avut loc ședința Comitetului Parlamentar de Asociere Uniunii Europeană Republica Moldova. În cadrul acestei, europarlamentarul Zicfrid Mureșan a declarat că Uniunea Europeană va continua să fie alături de Republica Moldova în combaterea pandemiei de COVID-19, așa cum a fost încă de la începutul crizei. Iar datorită unei flexibilizări a utilizării fondurilor europene, în Republica Moldova, banii europene au putut fi folosiți acolo unde a fost cea mai mare nevoie de ei pentru combaterea pandemiei. Nu doar instituțiile Uniunii Europene, ci și țările membre bilateral vor continua să ajute autoritățile de la Chișinău să gestioneze pandemia. Am văzut cum România a trimis la Chișinău ajutoarele sub formă de echipamente medicale și de protecție, dar și asistență medicală. De asemenea, țara noastră a fost cea care a donat primele doze de vaccin împotriva COVID-19 pentru Republica Moldova. Datorită acestor gestiuni de solidaritate, România a fost lăudată de reprezentanții Comisiei Europene și ai serviciilor de acțiune. Externă, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook. El a adăugat că alături de ceilalți colegi europarlamentari a punctat în ședință nevoia accelerării reformilor la Chișinău, în special în administrație publică, educație, sănătate și justiție. Am spus că aceste reforme sunt foarte importante pentru oameni, fiindcă s-a văzut în această perioadă de criză generată de pandemie că oamenii au avut cel mai mult de suferit de pe urma instituțiilor nereformate din Republica Moldova, care de multe ori au fost depășite de criză. De asemenea, europarlamentar l a reiterat că participanții la ședință au insistat pe nevoie de rezultate în ancheta privind frauda bancară. Este în interesul tuturor oamenilor cinstiți din Republica Moldova ca investigațiile să ajungă la final, iar cei vinovați să plătească, a mai scris Siegfried Smurișan.